tuturor, eu sunt Andrei și bine v-a regăsit la un episod cu Spin Tires, dar înainte ca să încep acest episod v-aș ruga pe toți să nu uitați să apăsați butonul de like, dacă mă susțineți și doriți să postez în mai multe clipuri. Ok, fraților, hai să vedem ce o să reușim să facem în acest episod. A trecut ceva timp, sincer să fiu, de când am mai postat Spin Tires, iar asta n-am zis să revin cu un nou episod. Aparent i-am adăugat o remorcă aici în spate să vedem dacă o să reușim să ne descurcăm. Ok, merge cam greu aparent, dar na, sper totul să fie ok. Deja patinează, ești nebun. Oh, ok. Chiar m-ați întrebat mulți prin comentarii, Andrei, când o să mai postez Spin Tires, iar iată că am zis să revin cu un nou episod. Nu știu sincer când o să-l postez următorul episod, dar am zis că să las puțin la o parte, mai la o parte seria aceasta de Spin Tires, pentru că vreau să mă pun pe diferite maxes, pe diferite serii, pe alte serii mai bine spus, și anume Minecraft, Left 4 Dead 2, 60 Seconds. Practic, acestea sunt seriile apreciate de către voi pe canal. Acestea le postez ocazional. Ok. Merge cam greu, dar e bine că dacă nu o să avem probleme, după cum aici spuneam adineaua, s-a întâmplat. O să vorbesc mai multe diferite. O să vorbesc puțin și despre programul de postat. Ia să vedem. Va trebui să trecem prin apă. Sper să nu fie greu, pentru că, na, totuși avem greutate foarte, foarte mare pe mai ales și remorca asta și roată de sub remorcii și roată în spatele mașinii, deci o să fie super greu, dar sper să ne descurcăm și să nu ne împotmolim. Ok. Hai să fac eu gen așa. Așa nu prea văd eu. E mai ok așa? Nu știu, nici nu știu cum să țin. Hai să țin așa. Ok, acum să vedem dacă nu ne vom împotmoli. Dacă nu ne vom împotmoli, va fi super. Dacă da, asta e. Eu confirmez, este sâmbătă și episodul o să apară pe miercuri, bănuiesc. E ok, hai să dăm puțin așa, facem dreapta. Nu știu sincer că va dura acest episod, dar cu siguranță undeva la vreo, să zicem, 15 minute va dura. Va fi de 15 minute, poate chiar 20, depinde. Cât o să ne descurcăm cu dilajele acestea. Vreau să-mi introduc ceva și ceva moduri la Spin Tires, adică ceva mașini, chiar ar fi super, super tare. Am văzut că sunt foarte, foarte multe moduri legate de Spin Tires și chiar vreau să le adaug, pentru că ar fi super frumos. Oricum o să fac un episod special în care o să testez diferite moduri, în care o să vă arăt cum se instalează moduri, pentru că m-am documentat puțin și am văzut practic cum se instalează și tot ce trebuie să faci. Acum nu știu de instalare exact, că n-a prins să-i copyright dacă areți tutoriale de instalare, mai ales la jocuri, dar probabil că modurile o să vi le arăt cu siguranță. Ok, ne mișcăm puțin cam greuți, dar asta e. Mi-am optimizat puțin mai bine jocul, fraților, le-am scăzut puțin setele, erau și pe high și pe medium și mă miram puțin de ce am atât de puține frame-uri. Și acum sper să fie destul de mult de tot, dacă tot cam la fel am, dar totuși parcă se mișcă puțin mai bine jocul și eu zic că e super, super ok. Ok, super, super ok, ok. În episodul următor cred că o să filmez ceva Minecraft. După cum ați văzut, am început să postez mai în fiecare zi Minecraft, un video, un clip cu Minecraft și un clip cu alt joc. Am zis că dacă tot puțin am puțin timp liber să filmez și să postez mai de două clipuri pe zi, mai ales că tot apreciați așa de mult Minecraft-ul. Acum nu știu gen când dacă o să mă pot ține de programul acesta de două clipuri pe zi, dar vedem, nu știu, am să văd. Ok. Lua, ce greu. Hai că a reușit cumva. Și dreapta, dacă facem aici, e bine. Gata. Hai că ne-am descurcat super, super bine. Ok, mai am și de filmat raft. Am și raft și nu știu, mai am de filmat încă multe clipuri, poate și car mecanic. Oh, aoleu, aoleu. Cum n-am văzut eu. Ca să dăm puțin în spate, scot roțile fum, aparent. Nu pot, nu. Mamă, ce mașină învechită e asta. Trebuie să învârți roata. Are și motor din anii, să zicem, 60. Bănuiesc. Ok, nu știu sincer dacă va mai apărea Minecraft săptămâna asta că am postat, dar probabil că sâmbătă va apărea unul de Skywars, pentru că, după cum știți, și programul normal.
Și duminică Survival, dar habar n-am dacă voi mai posta și mâine Minecraft, habar n-am, sincer. Probabil unde Skywars, am zis, v-am spus, am să încerc să postez mai des Skywars. Și mai multe minigame-uri să am să încerc, doar să, că trebuie să-mi achiziționez contul, un cont premium neapărat. O să-mi achiziționez cât de curând și totul o să fie super ok. Și o să ne axăm puțin, puțin mai mult pe Minecraft, pentru că am văzut că Minecraft-ul dă roade la mine pe canal și sincer eram, eu nici n-am vrut să încep acest canal, a fost la început bazat doar pe FIFA și pe jocuri care bineînțeles erau atunci și pe care le jucam și eu atunci bineînțeles. Ok, hai că urcăm cu greuți, puțin puțin, e puțin puțin greu, dar iată când ne descurcăm, ceea ce e super super bine. Ok, hai să facem puțin noi dreapta, că poate, poate o să se miște bine. Așa. Sincer, fraților, nu știu de ce nu mai merge 60 seconds. Habar n-am. S-a introdus un patch nou, dar nu știu, ori nu e gata patch-ul, ori am văzut că s-au schimbat destul de multe lucruri, m-am uitat puțin. Nu știu, aștept să văd la alt, când o să postez la YouTuber, am să încerc și eu, că așa sincer n-are rost, pur și simplu îmi pierd timpul, plus că se blochează și trebuie să-i dau restart, nici n-am mai intrat de pe 60 seconds de vreo 2 săptămâni, adică de o săptămână. Acum o săptămână am încercat să filmez și n-am putut, vă dați seama. Asta e, nu s-a putut, nu s-a putut. Nu postăm 60 seconds, după care revenim în forță. Oricum, practic, am filmat destul de multe episoade cu 60 seconds, deci ar fi cazul să oprim seria. V-ați văzut, am început o serie nouă cu Mechanic Simulator, dar am să cer mai mult de serii cu jocuri de acțiune, doar că, na, trebuie să schimb Windows-ul puțin ca să am memorie multă și să nu mai fie probleme cu lag-ul și chestii de acest gen. Ia să vedem. Mergem noi tot în față, bun, să mergem tot pe aici. Ba nu, hai să mergem mai bine pe aici, că tot e mult noroi. Oricum, în curând o să schimbăm și utilajul. Hai să facem noi dreapta. Ok, facem noi așa. Și acum repede ne îndreptăm roțile. Se îndreaptă foarte, foarte greu roțile, la mai ales la această mașină și cu greutatea asta bănuiesc. Nu știu, gen la altă mașină se îndreptau foarte, foarte ușor. E dacă deja începe să cauzeze ceva probleme levelul, adică apa. Și că dangerous. Ok. Am să încerc să nu mai vorbesc atât de mult pentru că vreau să mă concentrez puțin aici. Practic am avut, ce am avut de spus v-am spus. Am vorbit despre ce am avut de spus. Hai să îndreptăm puțin roțile, că aici o să fie problemă cam mare și aici cred că va trebui să schimbăm utilajul, fraților. De asemenea, dacă urcă, Doamne ajută. Dă roade, dar aici vor fi pietre și nu va avea șanse. Deci dacă urcă... Nu mă urcă, fraților. Să urcă? Hai să vedem. Dar pierdem foarte, foarte mult timp aici, vă dați seama. Ok, fraților, hai că am Ok. schimbat și utilajul. Perfect. Hai să luăm și frâna de mână și să înceapă. Să începem, pardon. Ok, aici întotdeauna loveam această mașină, dar aparent nu am lovit-o. Ok, aceasta chiar are o greutate destul de mare. N-am să mai țin atât de mult acest episod, nu știu, nu vreau să durez în general episoadele, ne țin cont că postez câte 2 săptămâni aceasta. Ok, în curând o să se încheie, fraților, și seria de survival, pentru că, practic, am zis că când o să ne enchantăm, o să se încheie seria, pur și simplu, nu știu ce să mai construiesc, vă dați seama și voi. O căsuță în copac am construit, nu știu, o să vedem, probabil că vor mai fi vreo 5, maxim 5 episoade și încheiem și ceria, dar probabil, nu știu, o să încep o serie single player, pentru că acolo, pur și simplu, o să fie mai greu. De ce spun mai greu? Pentru că acolo nu ai acces la kituri, adică kit start, kit bonus. Trebuie să-ți găsești tu practic mâncare. Am primit foarte, foarte multe întrebări. Am uitat să vă menționez acest lucru. Că am, dacă am participat la UHC, da, într-adevăr am participat la primul UHC din România, unde au participat
destul de mulți oameni, undeva la vreo 60, să zicem 58 erau, 60. Am intrat în primii... cât eram? Știu că eu am fost al 25-lea, deci a fost super tare, deci 58, eu zic că e super ok. Kill-uri, nu știu dacă am făcut, mi se pare că unul i-am făcut, restul a făcut Mare și Andrei. Dar a fost frumos, dar sincer a fost și a fost 2 ore, să zic așa, 2 ore. Deci 2 ore am stat doar noi, deci la 25 și am mai rămas 25 de undeva la vreo 3 ore și ceva a durat UHC-ul. Bine, inițial trebuia să înceapă la 5, dar a început la 5 jumate sau la 6, nu mai știu, habar n-am. Dar asta e, măcar a fost o experiență super, super frumoasă pe care am trăit-o și mi-a plăcut pur și simplu, doar că a fost foarte, foarte greu. Și de ce spun greu? Pentru că trebuia să ai foarte, foarte multă grijă. Eu știu că la un moment dat, știu că gen minam și dintr-o dată am căzut. Eu cu un coechipier de al meu și a fost super nasol. Și eram la HP, după care erau foarte, foarte mulți scheleți în mount. Mai merge, ești nebun. Am potmălit în blaștii, nu? În blaștii. Da. Rip. Ok, fraților, și o să mai schimbăm și încă o dată mașina și încheiem și acest episod. Hai, rapid. Stați numai puțin, sunt truck. A, uite, am pus. Ți-am făcut 200 de puncte, nice. Perfect, și după ce o să terminăm și o să mai vom mai spun diferite chestii aici și ne mai și plimbăm între timp, o să încheiem și acest episod. Nu știu sincer cât a durat. Fraților, cât de curând o să vreau să-mi achiziționez un calculator, aș vrut un laptop nou, dar nu se merită, sincer, în banii aceia pot să fac un PC cu care pot să filmez ca lumea jocurile, chiar dacă sunt cu setările pe lău, dar să meargă. Ok. Ia să vedem, nu-i așa. Chiar e un joc super, super frumos, Spin Tires, îmi place destul de mult. Nu știu dacă o să mai continui seria, bineînțeles, cu el, pentru că cam bine, o să mai fac vreo 2-3 episoade, multe o serie o să se oprească și o să încep, bineînțeles, serii noi pe canal, pentru că practic am făcut tot ce trebuia, n-are rost să-l mai filmez, deci eu tot... O să mai fac vreo 2-3 clipuri maxim cu moduri și gata. Pentru că practic am parcurs toate mapele. Ok, că aici am dat blană și ar trebui să nu se împotmolească. Iată că s-a adeverit ce am zis eu. Ok. Sper să-mi stea și părul bine, pentru că gen când m-a trezit și nu prea plăcea cum stătea, l-am aranjat eu puțin, dar sper să se vadă ok. Ok, chiar a fost seria de survival, a fost super apreciată și seria de Sky o să dureze foarte mult, fraților, bineînțeles, mai ales când o să încep cu iPixel și pe alte servere, bineînțeles, nu neapărat, dar gen alte servere, uite, mie, de exemplu, nu-mi place să joc Skywars pe Gamster. De ce nu-mi place? Se dau în chesturi iteme enchantate și pur și simplu mie nu-mi plac iteme enchantate, mai bine primești iteme ok, cum e pe Play sau pe alte servere non premium. Bine, nici iteme proaste, nici acele nu-mi plac, dar mi-am amintesc că am jucat odată pe Mineplex și știu că pe câteva arene și doar iteme proaste erau. Nu știu, poate... Bine, poți să-ți alegi să joci pe Skywars și pe Hypixel cu iteme proaste, dar nu-mi place, bineînțeles. Ok. Ia să vedem, mergem noi tot în față. Sincer să fiu, astăzi am destul de mult de editat. Dar no problem. General asta fac duminica, rar, dar nu întotdeauna, bineînțeles, când am timp. Ok, și mergem tot în față. Nu! Mamă, era cât pe ce să... Ok, ne descurcăm destul de bine pe mapa Coast. Chiar cu mașința aceasta micuță și parcă nici n-are cauciucuri, are cauciucuri moi. Ok. În episodul următor cred că voi filma Sam și voi tuna o mașină, un preview, hai că m-a dat spoiler acum, dar nu cred că o să fie multă lume care să se uite până aici, dar care s-a uitat până aici, respect. Și a văzut segmenta asta. Bun, fraților, hai că aici o să încheiem și acest episod, am ajuns până la sfârșitul mapei.
aici la sfârșit, lângă această căsuță și mașină pe care, bineînțeles, nu o să o folosim. Acum o să și parchez. Uite, aici o să parcăm. Ok. Bun, fraților, cam atât și cu acest episod de Spinters. Bineînțeles, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să mă susțineți prin un like. Și, încă o dată, intrați pe serverul din descriere pe Discord, pentru că acolo vorbim multe chestii. Deci, pa, pa!